Locuințele mai multor familii din comuna Aninoa s-au ars vineri seara după ce un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case. La fața locului au ajuns două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj smurt de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung și punctul de lucru Aninoasa. Ars tot, până la temelii. Trei case. Trei case? Da, da. Și proprietari? Era familie aici. Erau în casă proprietarii? Nu, sunt plecați, trebuie să vin acum din altă seară, era numai o noră cu trei copii. Și au ars și casele de lângă? Automat. Uite fata! Vecinii încă de s-a ieșit, da. Foc în casă n-a fost foc mare, veni și puteți să întrebați fetița, că am fetița mare, dacă crezi că e voi. A fost decât două boabe de jar. Deci da, ușul s-a auzit o bubuitură și când am ieșit afară, că deja... Dar tu ai legat ceva la curent pe acolo? Nu, domnule, nu am legat absolut nimica. Și așa din senin? Păi cine să le dacă nu este te nimeni? Te senin. Și fără foc acum, deci n-a venit nici m-a făcut? Am avut foc de vreme. A făcut foc de vreme. Și pe seara acum, deci nu am mai văzut. Incendiul s-a extins de la prima casă care a ars în totalitate și la celelalte două case care erau practic lipite una de cealaltă. Ce nu a distrus focul la celelalte două imobile, a distrus apa folosită de pompieri pentru a lichida incendiul. Și s-a întins și în partea bine, cealaltă. Bine, acoperișul iar tot înăuntru, nu vezi ce dracu. Nu la asta bătrânesc, mă refer la cealaltă, la altă. Da. A ars acoperișul și acolo. Da, da, da. Pe trei camere, acolo mai sunt trei camere. Tavanele s-a dus. Dar nu era nimeni în casă? Nu, că fata aia încearcă să iasă copiii. Eu am fost singură acasă. Ia și copiii. Și copiii unde e, mă? E la mine în cameră. Îi ții până mâine la tine și mâine vă dau tractorul cu remorca, da? Să adunați toate alea, scoate, vedeți despre ce e vorba și să vă dau ce trebuie material. La stingerea incendiului a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Domnești cu auto specială. Incendiu foarte mare la niște anexe. Erau flăcările mari? Da, da, foarte mari și era pericol de extindere. A ars în proporție mare? Da, 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 în proporție foarte mare, dar s-a limitat incendiul. Și acum participăm la lichidare. Au rămas fără agoniseala de o viață chiar în pragul iernii. Primarul comunei Aninoasa, Ștefan Benonia, a promis că îi va ajuta pe cei aflați la nevoie să își reconstruiască locuințele și de asemenea le va oferi un loc unde vor putea fi cazați până când se vor muta din nou la casele lor. Păi, acum de o jumătate de oră m-am pomenit cu un telefon, m-a sunat băiatul meu de la Isus să vin neapărat la Valea Sriștii, că arde în cătul Mădărumii aici două case, trei case și este adevărat. A venit mașina de la pompieri. Nu știu, a avut o pompă blocată, cea care e la mine aici pe 112. A avut o pompă blocată, a venit echipajul de la Domnești, dar e greu, s-a stins acolo și a cam ars în totalitate. A ars în totalitate. Da. Și sunt casele lipite? Casele, da, sunt lipite. Îi veți ajuta cumva? Îi veți susține? Cu certitudine că da, sigur că da. Le asigurați adăpost sau... Sigur, o să stau acum de vorbă să vedem unde e, o să-i duc la primărie dacă nu este aia, dacă am înțeles că unii din ei sunt plecați în afară, dacă vine acum, vedem despre ce e vorba. Mâine dimineață o să iau măsuri și să vedem ce. Dar cei care încă sunt aici... Fără probleme, văd că a mai rămas câteva case, vedeți pe aici, care trebuie neapărat să vedem pe unde ia de postă și nicio problemă. Dacă nu ia, păi duc chiar în primărie. Am Căminul Cultural la Slănic, am... La Valea Săriști, nu se prea probleme. Pompierii care au intervenit prompt la fața locului spun că sursa probabilă a incendiului ar fi coșul de fum deteriorat, dar și jarul sau scânteile care au sărit și au aprins întreaga locuință. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a intervenit cu două autospeciale de apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit. La sosirea echipajului de pompieri ardea în dezvoltare acoperișul casei de locuit cu posibilități de propagare la anexele învecinate și casele din jur. Da. Da, și a fost și butelia acolo, nu știu ce dracu. În partea cealaltă, da, pe doamna primar, acolo.
Bă, da, asta e adevărat pentru pompier. O să ajungi de la sus, ia siguranța asta. Dacă nu știa să fiu ce mai face, să ajungi de la sus, ce cafane au pagubele au fost destul de însemnate, dar din fericire nu au existat victime.